am un numeric de 50 de porumbei cu care joc toate categoriile, de la viteză până la maraton. Joc sistemul văduvie, atât masculi cât și femele. Porumbei îi motivez în funcție de etapele de concurs. Mult mai mult îmi plac masculii decât femelele. Poate că am avut rezultate și cu femelele și cu masculii. Sistemul de joc este văduvia totală. Nu împerechez porumbei la maraton sau ceva de genul. Rezultate bune am avut la categoria viteză și demifond. De anul acesta am început să joc mai mult fond și general și cred că am reușit să fac și câteva rezultate la aceste categorii. La demifond am 2 porumbei cu 10 puncte și 13 puncte. La categoria crescător am 10 puncte și 11. Cred că sunt în primii 2-3 pe țară. Atât ca la crescător cât și la porumbel, cred că sunt în primii 10 pe țară cu 2 porumbei. La maraton am reușit să închei cu 30 de puncte maraton. Am plecat cu un numeric de 5 porumbei la maraton. La primul maraton, Tocmac 900, am angajat 5 porumbei, am clasat 4 porumbei. La al doilea Tocmac am angajat 3 porumbei, am clasat 3 porumbei. La categoria fond am un porumbel cu 26 de puncte, un porumbel cu 34 de puncte. Rezultate în acest an la nivel de județ, că atât s-au pus până acum, am locul 1 la viteză, locul 2 la viteză, locul 1 la demifond, locul 2 la demifond, locul 1 la crescător, locul 1 la general crescător, locul 4 la fond yearling, locul 7 la fond yearling. Eu la data de 1 octombrie separ porumbeii, fiecare pe secție, rămân masculii pe boxe, femelele pe odihnitori. La data de 10 martie îi pun la bereche pe toți. Toți puii, pe toți maturii cresc cât un pui. Încerc să îi joc la primele 2-3 etape pe pui. La a treia etapă de concurs încerc ca masculii să rămână pe boxe cu jumătate din pui, femele în compartimentul lor cu jumătate din pui. Joc sistemul văduvie de când am apucat să zbor porumbei din 2012. Mi se pare un sistem mult mai ușor. Motivez porumbei în funcție de etape. Nu arăt femelele masculilor în timpul săptămânii. Se văd doar când vin de la concurs. Motivarea o fac în funcție de etapa de concurs. Nu motivez porumbeii care nu au șanse să bată la categoria respectivă. Motivez doar porumbeii buni cu diferite sisteme. Le bag 2 masculi dacă e femeie în box, pe poliță va sta masculul femelei sau invers. Depinde de totul, depinde de etapa de concurs pe care o abordez în acea săptămână. Aici ne aflăm în compartimentul destinat puiilor. Cum se vede în spatele meu, am 64 de odihnitori. Nu țin mai mult în lotul de zbor de 60 de pui. Undeva la 100 și ceva de pui scot pe an, dar cu care eu concurez maxim 60 de pui. Joc pui toate etapele. Anul acesta a fost anul în care nu i-am jucat pentru că am plecat în vacanță, adică 4 etape. În general, joc puii până la capăt. Îi selectez doar prin zbor puii. Da? Nu selectez porumbeii la mână, nu nimic. La mine selecția face coșul, care sunt bun rămân, care nu. Nu pun mare preț pe zborurile cu puii, doar vreau să
îi selectez prin zbor, rezistă, care rezistă cele 10 etape din planul de zbor, ăia rămân peste iarnă. Aici vreau să vă prezint compartimentul femelilor văduve. Acum am câțiva porumbei de la reproducție. Aici rămân femelele văduve. Cum se poate vedea aici jos, este un grătar care are o distanță de 5 mm între el, ca femelele văduve să nu se împerecheze între ele. Aici vin niște mingi puse pe acest grătar, așa, ca ele să nu se împerecheze în timpul în sezonul de concurs. Femelele mănâncă aici pe grătarul de plastic. După ce mănâncă, ele sunt trecute în compartimentul lor și se închide această ușă, da? Și vor sta la semi-întuneric. La matcă am un număr de 50 de porumbei cu care am decis să joc toate categoriile de zbor, inclusiv voi juca de la anul și colombodroame. În mare parte am porumbei care am reprodus din ei, porumbei de la 100 la 1000. Din 2012 până în prezent deja am format câteva familii de porumbei care au reușit să mă țină în top 10 național de când, din 2012 până în 2019. Porumbei din diferite șușe de porumbei. Nu am deocamdată, să spun, o familia mea de porumbei. An de an introduc porumbei noi, an de an fac infuzie în porumbeii mei pe care eu deja îi am din 2012. În general, cumpăr porumbei care în spate au minim 2-3 generații de buni zburători și, bineînțeles, cel mai important să aibă referințe acel crescător de unde achiziționez porumbei. Am plecat în 2012 cu 2 porumbei la reproducție, dintre care am reprodus 4 pui și am cumpărat 23 de pui pe care i-am concurat din acel an. Au rămas 14 pui, din acei pui am introdus bun cu bun în pereche și am reușit să scot din 2013, am reușit să ajung în top 3 național, loc 6 național, am avut 5 porumbei prezenți în expoziția națională în 2013 și de atunci, an de an, am avut porumbei în top 10 național, inclusiv campion național, la viteză de mifond, am fost locul 9 pe țară la Super Asiarling, la mai multe categorii pe care eu le-am abordat. Categoria maraton, nu că nu îmi place, nu-mi plac porumbei să-i aștept 2-3 zile să întoarcă din concurs, îmi plac etapele de o zi, nu contează că sunt de 700, de 800, de 900, dar porumbei să vină în prima zi. Cum am spus la începutul acestui interviu, la matcă țin puțin porumbei, anul ăsta am exagerat cu numericul, am 17 boxe la matcă. Perechile mele fac în funcție de etapele pe care vreau să le abordez, îmi fac cuplurile la matcă. Am familie de porumbei din Marie Andrișca, Gabi Van Den Abel, Bayer Cam, Verburgen, Heteran, Dehan, Berkerk și mai multe linii de porumbei pe care eu am considerat că fac față la noi în România. Categoria mea preferată de zbor este categoria de mifond. Eu la această categorie am avut cele mai bune rezultate de până acum. Am jucat întotdeauna porumbei buni și foarte buni. Având un numeric de 50 de porumbei în lotul de zbor anual, 50-56 de porumbei, maxim 60 de porumbei, porumbeii buni îi văd după primele 3 etape de concurs. Cum am spus, joc văduvie totală. Primele 3 etape de concurs încerc să le joc cu porumbeii împerecheați, dar un gen semi-văduvie. Se văd când vin de la concurs și
înainte de a pleca la concurs, la primele trei etape de, de concurs. E, după primele trei etape de concurs, eu încerc să-mi dau seama care sunt porumbeii de explozie cu care eu voi aborda acea categorie, această categorie de mi-fond. La categoria de mi-fond, eu am observat că porumbeii trebuie să meargă în concurs cât mai agitați, să meargă cât mai bine pregătiți. Joc porumbeii doar acei porumbei care constat eu că până la acea etapă, a treia etapă de concurs, au reușit să-mi arate că sunt porumbei de explozie și vor avea șanse să încheie norma cu categoria demifond cu un punctaj bun. Nu motivez toți porumbeii, decât pe acei porumbei, 2, 3, 5 porumbei care sunt. Îmi place foarte, foarte mult să câștig la categoria crescător. Unde acolo m-am și văzut an de an, din primul an când m-am mutat la PCPR, am fost locul 3 național crescător și am avut 2 porumbei în primii 10 la categoria demifond. An de an am avut din 2017 până în 2019 câte 1-2 porumbei în primii 10 național la PCPR, atât și la PCPR cât și la UCP am fost campion național la categoria demifond. Eu pun mare preț pe mâncare, folosesc din 2012 până în prezent, am folosit doar mâncare de la Van Robais. Categoria viteză de mi-fond o joc cu mâncarea numărul 29, care eu consider că este o mâncare ușoară, o mâncare care menține bine musculatura porumbeilor. De la 100 la 400 joc cu Van Robais și cu super dietă. Super dieta numărul 26. După ce am trecut la categoria fond, abordez mâncarea care a ieșit acum, GinoClick. Până să iasă mâncarea GinoClick, tot de la Van Robais, pregăteam 3 feluri de mâncare ca să fac consistența acestui sac GinoClick. Consider că cel mai important factor este sănătatea porumbeilor și, bineînțeles, mâncarea porumbeilor. Porumbeii mei în timpul săptămânii, a doua zi ies afară, a doua zi după concurs, la ora 10-11, le pun baie să văd dacă porumbeii sunt recuperați în totalitate. Porumbeii zboară de două ori pe zi, undeva la 30, 35, 40 de minute maxim, la etapele de viteză de mi-fond. Când încep etapele de fond, încerc să țin porumbeii maxim 30 de minute în aer. Porumbeii, după a patra etapă de concurs, încep să intre separat pe compartiment. Îmi intră masculin în compartimentul boxelor, femelele în compartimentul destinat femelelor. Toți porumbeii mănâncă pe boxe, cum am spus, o lingură de fiecare porumbel. În funcție de etape de concurs, le dau altă mâncare. Asta depinde de etapa de concurs, cât de grea este, cum are vânt din față, din spate, eu le pregătesc mâncarea. Acum vreau să vă prezint un porumbel care anul acesta, la categoria de mi-fond, a reușit să încheie 10 puncte. Un porumbel care, la fel, a reușit să facă echipa etapă de etapă cu un alt porumbel care o să vă prezint anterior. Genetica acestui porumbel, mama este o femelă de Aerca, tatăl este un porumbel de Klaus Wiedner. Ambii părinții am de la un bun prieten de-al meu. Din acel cuplu am reușit să scot doar 2 pui, ei fiind iarlinci. El a rămas, sora lui s-a pierdut la primul fond. Acest porumbel a zburat și fond, are undeva la 50 ceva de puncte de penalizare și la general. Este un porumbel care la anul are șanse mari la Olimpiadă.
să sperăm că vom avea un an bun la anul și vor reuși să ajungem și la Olimpiadă la anul. Vreau să vă prezint cel de-al doilea porumbel, care în acest an a reușit să încheie 13 puncte la categoria demifond și undeva la 70 de puncte general. Are o etapă mare de 56 de puncte la fond. Acest porumbel, cu porumbelul care vi l-am prezentat anterior, au reușit amândoi să vină constant la echipă. Cu ei am reușit să fac 10.11 la crescător demifond. Este un porumbel 100% de Klaus Tinecker. Este de asemenea semifrate cu femela care a câștigat locul 1 la Columbodrom Cascadorul. Fras cu el mai am încă 2, la fel de buni. Sunt porumbei care la anul toți 3 au șanse la Olimpiadă. De asemenea, sperăm să avem un an bun la anul, să reușim să încheiem norme cât de cât bune. Vă prezint cel de-al treilea porumbel, care anul acesta a încheiat 26 de puncte fond Yearling. Are o etapă de 13 puncte de penalizare. Era un porumbel care avea șanse mari pentru campion național la general. Să sperăm că la anul va reuși să facă un rezultat mult mai bun. Acest porumbel a fost cumpărat de bunul meu prieten Pariciu Cătălin. Am avut un tandem anul trecut la Pui împreună și au rămas 4 porumbei de la el pe care i-am cumpărat eu aici. Acest mascul, tatăl este 100% Arjen Drișca, mama este o femelă de Verkamer, un porumbel care, spun eu la anul, va promite mult, un porumbel pe care am reușit să-l motivez foarte, foarte greu, el fiind Yearling, mutându-l din crescătoria de pui. A fost greu să-l obișnuiesc aici, dar totuși și-a arătat valoarea și, zic eu, a reușit un loc 4 pe județ la fond Yearling, un porumbel foarte bun. Prezint cel de-al patrulea porumbel, un porumbel care, zic eu, m-a reprezentat și la categoria maraton. Un porumbel care a încheiat 30 de puncte la maraton maturi, un porumbel de 2017. Un porumbel care nu mă așteptam să vină de la maraton, pentru că el la bază, tata lui este un mascul de Cumman, mama lui este o femeie de Gunter Pragi. Vreau să menționez că ambele maratoane au fost cu viteze de 900, el având la primul maraton un punctaj de 5 puncte de penalizare, la al doilea maraton un punctaj de 25 de puncte de penalizare, el reușind să încheie cu 30 de puncte maraton și este locul 6 pe județ la maraton. Cum am spus, eu am plecat cu un numeric de 5 porumbei la maraton. La primul maraton am angajat 5 porumbei, am clasat 4 porumbei. Al doilea maraton am angajat 3 porumbei, am clasat 3 porumbei, dintre care un matur și 2 yearlingi. Vreau să vă prezint un porumbel care mi este foarte drag. În anul 2012, când eu am decis să rămân acasă și să mă apuc iară de porumbei, am început să zbor porumbei cu un numeric de 27 de pui. La matcă aveam decât 2 porumbei, acest porumbel și femela lui. Acești porumbei au fost cumpărați de la Trifan Mihai. Da? Acest mascul a devenit
și implicit femeia lui, cei mai buni reproducători ai mei, mi-au dat foarte mulți porumbei de top 10 național. Este un mascul de Han cu Heteran, un mascul care am jucat fi din el de la 100 până la 1000, inclusiv Donets, ca iar linci. Un mascul care l-am pus în pereche cu mai multe femele și mi-a reprodus porumbei de top. Este un mascul care anul acesta am reușit să mai scot decât un singur pui din el, el fiind de 2007, are seria 86, 27, 21. Femela lui, din păcate, a murit, i-am prins capul cu ușa și a rămas doar el. Anul acesta mi-a dat un rând de o limpez. Eu sper ca să reușesc să mai reproduc din el și el oricum va rămâne porumbelul reprezentativ al crescătoriei mele până când va muri.